Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție retrospectivă a săptămânii. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistoria, a prins cu o caua mică pe medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, unde a mers ca pacient sub acoperire. Toată povestea vă spunem imediat. Liderii Coaliției de Guvernare au prezentat pachetul de măsuri socioeconomice. Noul proiect se numește Sprijin pentru România și este menit să ajute mediul economic și cetățenii să facă față creșterilor de prețuri. Pe de altă parte, se vor majora sumele alocate pentru copiii care se află în grija statului. Acest lucru a fost anunțat de către ministrul familiei, Gabriela Firea. De când vor fi oferite aceste sume, aflați dacă rămâneți cu noi, desigur. Și avem o veste bună pentru domeniul agricol. Salariul fermierilor se va majora la 3.000 de lei. Cine a luat decizia, dar și ce spun fermierii, vă spunem imediat. În afară, pe plan extern, Polonia se pregătește pentru impactul economic. De ce, dar și motivul pentru care guvernul polonez este în alertă, aflați de la noi. Și președintele Ucrainei a permis pentru prima dată, de la începutul războiului, o echipă de filmare să coboare în fortăreața sa, la locul de comandă, de unde coordonează operațiunea de ofensivă militară. Aș vrea să vă prezint și invitații ediției de astăzi. Vorbim despre domnul Corneliu Dobrițoiu, general în rezervă, fost ministru al Apărării Naționale. Bună seara! Seara bună dumneavoastră și telespectatorilor. Bine ați venit la Metropola TV și, desigur, Radu Herjeu, analist politic și invitat permanent al emisiunii. Bună seara și ție, Radu! Bună seara! Așadar, începem. Așadar, doamnelor, domnilor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a mers la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean sub acoperire pentru a verifica în teren o sesizare potrivit căreia un bătrân a fost lăsat să aștepte mai mult de o oră la urgență. Acesta a mers la spital cu hainele cu care a lucrat în grădină pentru a se convinge de informațiile pe care le-a primit. Da. Și primește care pe nouă. Eu nu știu. Că mi-a zis mai devin că eu sunt gravidă și mă prime mai pe mine. Le intra mulți și pe mine nu. Și nu am văzut. Nu mai pot. Îl primesc, haideți să vedeți, când se eliberează cabinetul de ortopedie, îl primesc. De ce mă tot agresați? Că doar știți bine că îl primesc. Sunt de la 8. Știu că suntem de la 8, de la 8, avem tot timpul ortopedie înăuntru. Înțelegeți? Nu pot să vă fac peste alt pacient de ortopedie. Foarte frumos, dacă nu vă mi-am pășat și vă scoate pară. Ați venit și de ce ai ofertut la facultate și mai rău. Cum? Din ce n-a numai de la unde să-și facă pișă. Că se simte rău. Păi nu putem fără pișă, noi nu avem pișă în lucru că se face. Fără pișă de prezentare nu putem să vedem. Nu, cum ne-a luat în rău. Nu, dumneavoastră am plecat. Că n-am băiat. Sau cu el cu tot? Nu, eu și bine sunt eventual. Și bine sunt eventual, stimată doamne, eu și ce simt. Dar nu știu că nu vă cunosc. Nu, nu vă bate în joc de oameni. Aveți salarii, har domnului, super, super salarii. Ne zbateți să facem un compartiment cupu cum rar există. Într-un județ, cu bravă este un județ, iar modul în care dumneavoastră, opa, te nu știu, nu zic, ce nu zic de mine, cum vă comportați cu oamenii, nu este corect de mine. Pentru asta voi lua cele mai drastice măsuri lui. Am stat 45 de minute, m-am pus pe un scaun să nu stau acolo, în afară, m-am pus pe un scaun, erau două scaune aici în față. M-am pus pe un scaun să văd tot, m-a întrebat pe cineva dacă mor sau nu mor. Nu m-a întrebat nimeni. Până când a venit doamna și mi-a întrebat ce e cu tine. A venit și o asistentă la mine și m-a zis, mi este foarte rău, nu am fișe, dar nu mai pot să stau pe picioare.
Nu m-a mai întrebat nimeni până când ați venit dumneavoastră. Dar am ieșit, aveam pacient în urmă, de oră și jumătate avem ortopedia, domnul președinte. Dar ați văzut că nu întruiești pe ortopedia, nu pot intra pacient peste pacient. Nu asta, nu asta. Există niște paturi libere pe care un om care este foarte rău îl luați și îl întindeți pe un pat. Cât de cât. Că moare pe scaunul ăla. Moare pe scaunul ăla. Și să nu-i permitem, să nu-i permitem însoțitorului, măcar să stea de vorbă cu el, sau să-i dea un pahar de apă și-l scoate cu atâta nonșalanță și așa cu nesimțire, îl scoate unul cât ușa, îl scoate afară. Nu-i corect, nu-i corect, dragii mei. Adică vă rog să, chiar să vă respect și toată stima pentru dumneavoastră. Dacă așa am primit semnalul, am ieșit afară. Am spus foarte corect. Sunt atât de bolnav încât nu pot să merg să-mi fac fișe, n-am pe nimeni cu mine. Am precizat și asta, că n-am însoțitor cu mine. Mă, măcar să fi văzut, bă, ăsta n-are și moare pe scaunul ăsta, ci lângă ușa de intrare la urgență. Dar modul în care se vorbește despre UPU de EVA este inadmisibil și eu nu voi mai accepta treaba asta. Nu voi mai accepta treaba asta, e bine. Modul în care se vorbește, modul în care sunt reclamații la despre UPU de EVA, nu mai putem accepta treaba asta. Ori ne schimbăm, ori plecăm. Sunt două variante. Așadar, doamnelor, domnilor, se duce președintele Consiliului Județean Hunedoara la un spital, la Spitalul Județean de Urgență de acolo din județ, Laurențiu Nistor, după ce primește o informație cum că un pacient așteaptă mai bine de o oră să fie primit de către medici. Domnule Dobrițoiu, cum vedeți această vizită sub acoperire și ce credeți că se va schimba după acest filmuleț de 4 minute? Îmi place la nebunie chestia asta. Jumătate de țară e sub acoperire, cealaltă jumătate e descoperită. E bine, stă bine. Asta nu înseamnă că nu laud inițiativa președintelui Consiliului Județean. Cum văd? Foarte simplu, două tablouri, unul cu primarul și unul cu președintele Consiliului Județean, cum era odată. Și în felul ăsta nu mai greșește nimeni. Glumesc, însă situația este reală. Din păcate, nu este un caz izolat. S-au întâmplat lucruri și mai grave cu oameni cu handicap care sunt purtați pe drumuri. Oameni care aveau un handicap de ani de zile. Erau chemați anual să vadă, să le măsoare cineva handicapul undeva pe la autoritățile locale. Deci, ține să știți și de nivel de educație la urma urmei. Pentru că în momentul în care prestezi un serviciu, păi ori îl faci, ori într-adevăr, trebuie mers acasă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, domnule, infrastructura noastră spitalicească este într-o mare suferință. Dar orice ar fi problemele de infrastructură, salarii, o insuficientă gestionare a resurselor medicamentoase ale spitalului, personalul trebuie să-și facă datoria în mod exemplar. Pentru că cei care sunt acolo, în fața lor, bine, domnule, că îi aduce nevoie acolo. Nu vi se plimbe pe la UPU, să vadă ce mai e nou pe la UPU. Au băgat ceva? E de cumpărat ceva? Deci, ține de mentalitate. Ar fi bine ca autoritățile, la modul serios, să viziteze mai des, nu din perspectiva controlului, ci să stea de vorbă cu personalul medical, să-i afle nevoile și dacă sunt probleme reale pentru ameliorarea infrastructurii, pentru, asigurarea tuturor celor necesare pentru desfășurarea unui act medical rapid, oportun și eficient, atunci să se implice. Așa, dar vă dați seama că, acum nu vreau să discut cazul în speță, dar se poate spune. Eu sunt convins că nici dumneavoastră nu răspundeți la toate telefoanele cărora fizic, da. Vi se afișează numai numărul. Deci, foarte bine, dacă a fost anunțat de o rudă, de un prieten, de un cunoscut, e bine că totuși președintele CJ s-a deplasat acolo. Însă,
N-aș vrea să ducem în derizoriu această temă, pentru că nevoile, cum spuneam, sunt mult mai mari. Radu Herjeu, mai este, să spunem, până la viitoarele alegeri, mai avem un an și câteva luni. Crezi că se pregătesc aleșii locali de campanie prin acest gest? Sau chiar i-a păsat președintelui Consiliului Județean și s-a dus acolo pentru a rezolva problema pe bune? Deși, dacă ne gândim, nu e un caz singular. Se întâmplă asta în fiecare zi. Eu mi-am amintit de Vodăcuza, care mergea el așa prin piețe și pupa țăranii scuipați de boieri. Nu știu, eu nu fac procese de intenție și prefer să cred că a fost de bună credință președintele Consiliului Județean și n-a făcut-o pentru PR. Pe de altă parte, nici nu cred că e normal să transformăm orice situație în care lucrurile nu merg bine în România într-un reality show. Pentru că am senzația că, din păcate, chiar și oamenii, chiar și cetățenii nu mai reacționează așa cum ar fi normal decât la astfel de reality show-uri. Reacția pe care au avut-o foarte mulți oameni pe internet după difuzarea acestor imagini a fost ca și când toți acești oameni trăiau undeva în Germania și habar n-aveau care e sistemul din România. Ia uite ce se întâmplă! Da, cameramanul l-ați asigurat dumneavoastră, iertați-mă, că e o întrebare nevinovată. Nu s-a dat detalii despre cine a fost operatorul. Deci, nu poți să rezolvi orice problemă din țara asta așa, mergând incognito și dându-ți masca la o parte și spunând: surprise, sunt premierul, sunt președintele, sunt președintele Consiliului Județean, sunt ministru, sunt habar n-am, directorul, sunt... Nu cred că se rezolvă lucrurile așa. Corect. Din ce am văzut eu, din puținele lucruri pe care le-am înțeles din imaginile alea, oamenii aceia chiar erau extrem de aglomerați cu alți pacienți. Adică nu stăteau la cafele și la fumat în cabinet, în timp ce afară stăteau bătrânii bolnavi nebăgați în seamă. A deschis ușa și a arătat. Bine, probabil că a deschis ușa și pentru că a văzut pe cineva care filmează. Și a deschis ușa și a zis: uitați, am alți pacienți care stau aici de azi dimineață, nu vă pot băga, claie peste grămadă, să mă ocup de dumneavoastră. După aceea, chiar și tonul a fost mult mai împăciuitor al președintelui în momentul în care a discutat cu cei doi acolo la masă. Se părea că își dă și el seama că problema foarte mare nu e neapărat la atitudinea cadrelor medicale, ci mai mult la infrastructură și la capacitatea de a răspunde rapid oricărei solicitări. Pentru că, de fapt, asta este marea problemă și nu e nici de ieri de azi și nici nu se poate rezolva peste noapte. Mai ales la UPU, acolo unde vin oameni cu urgențe, există un anumit, eu la un dat, domnul Arafat a explicat exact care sunt prioritățile la UPU. Și de ce unii oameni așteaptă puțin mai mult decât alții, deși teoretic toți au niște urgențe. Din păcate, repet, nu numai la noi, nici afară. Dacă te duci cu o urgență la un spital și nu ai o problemă de viață și de moarte, tu aștepți după cei care au o astfel de problemă. Nu intri prim. Lăsând toate astea la o parte, faptul că românii încă mai reacționează la genul ăsta: aoleo, a venit șeful și ne-a prins, aoleo, dacă ăla o fi șeful, dacă... Nu mi se pare absolut deloc sănătoase. Deci nu cred că așa se îndreaptă oamenii. Poate eventual o să stea cu frică și o să se uite în stânga și dreapta: aoleo, nu cumva filmează cineva, ăla cu barbă oare nu cumva e, habar n-am, președintele Consiliului Județean. Și 5 minute o să se prefacă profesionist și muncitor. După care, când nu vede nimeni, o să revină la... Repet, nu vorbesc de cei din imaginile astea, da. Eu nu le-am găsit o vină acolo. Eu am înțeles explicațiile lor. Bun, o să vedem dacă domnul Nistor o să recidiveze, cu ghilimele, desigur, și o să mai aibă astfel de acțiuni prin județ. Și poate, cine știe, poate asta este măsura, poate asta este calea, și mă înșel eu, și poate asta este calea prin care sănătatea românească va deveni performantă și orice om bolnav își va găsi rapid vindecarea în spitalele, clinicile și cabinetele românești, private sau de stat. Bun. Dar alte holuri, dacă îmi permiteți o scurtă paranteză, alte holuri la UPU sunt într-adevăr pline. Da. Deci a fost un moment de respir acolo, pentru că nu erau decât două persoane. Sau trei. Era cel care filma, era președintele
undercover, da. Și încă un domn în cărucior. Personajul principal. Deci asta ar presupune și altceva. Ori și-au făcut treaba exemplar și au tratat ca urgențele într-un rit rapid, pentru că erau doar trei. Dacă ar fi fost holul plin și altceva, alte vocifere pe acolo, aș fi zis. Mai e un lucru. Te rog. E adevărat o mică diferență pe care eu am observat între ce spune la un moment dat. Spune, am stat acolo, nu m-a întrebat nimeni, nimic. Am spus că n-am însoțitor, că nu-mi e bine, nimeni n-a venit să-mi spună ce faceți, vă simțiți bine, vă aduc un pahar cu apă și așa. Da, aici este o diferență fundamentală față de ce se întâmplă în spitalele de afară. Din ce am văzut eu, slavă Domnului, n-am avut nevoie de ele, dar mă uit și eu la seriale cu medici și bănuiesc că nu ar fi niște invenții, că nu s-ar uita nimeni la ele dacă ar fi niște invenții. Acolo, într-adevăr, atenția, chiar și formală, față de pacient, față de om, este extrem de importantă. Și dacă îl întreb ce mai faci, hai să te ajut să stai jos, chiar dacă nu poți vindeca prin asta, e foarte important pentru toți care lucrează acolo și probabil, degrevați și de alte stresuri și de alte probleme existențiale, ei chiar reușesc, dincolo de actul medical, să facă și un act uman vis-a-vis de pacienți. Bun, și probabil că președintele Consiliului Județean Hunedoara a și văzut filmul Moartea domnului Lăzărescu, care are același scenariu și a fost și premiat, cine știe. Însă mergem mai departe, doamnelor, domnilor, pentru că liderii Coaliției de Guvernare au prezentat pachetul de măsuri socioeconomice. Noul proiect se numește Sprijin pentru România și este menit să ajute mediul economic și cetățenii să facă față creșterilor de prețuri. Pachetul de măsuri prevede creșteri salariale, tichete și vouchere pentru categoriile vulnerabile. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că noul plan va veni în ajutor pentru mai bine de jumătate din populație, beneficiind astfel de o formă de protecție în fața scumpirilor. Practic, prin acest plan de sprijin pentru România, mai mult de jumătate din populația României va beneficia de o formă de protecție în fața scumpirilor. Astfel, venim în sprijinul pensionarilor, familiilor cu venituri mici, din alocarea unui miliard de euro, sub formă de vouchere pentru alimente de bază și vouchere pentru elevi. Valoarea voucherilor pentru alimente va fi de 50 de euro, acordate la fiecare două luni celor mai vulnerabile dintre categorii. Totodată, liderul PSD spune că românii au făcut mereu față provocărilor, iar acum clasa politică trebuie să se ridice la nivelul cetățenilor. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil în care ne aflăm și mă bucur că am lucrat împreună la acest plan cu primul ministru al României, domnul Nicolae Ciucă, și cu președintele Kelemen Kuna. Astăzi am finalizat detaliile legate de fiecare măsură în parte, am stabilit ce are de făcut fiecare ministru, dar și Parlamentul, pentru ca acest plan să fie adoptat și implementat cât mai repede. Pur și simplu, a venit momentul ca noi, oamenii politici, să vibrăm. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că primele măsuri vor intra în vigoare chiar de la începutul lunii mai. Primele măsuri vor intra în vigoare cel mai devreme la 1 mai. Ele au perioadă de aplicare până la sfârșitul anului. Doar pentru cele care au suport deja programele din fonduri europene, acestea vor continua și după 31 decembrie 2022. Nicolae Ciucă a spus că proiectul va beneficia și de fonduri europene și va continua și anul viitor. În acest pachet avem măsurile care vizează alocarea, sprijinirea cu până la 400 de mii de euro a companiilor care au suferit sau suferă de pe urma acestor creșterea prețurilor la energie sau cele care sunt afectate de contextul regional. Sunt de asemenea măsurile care
vizează pachetul social și ele vor continua, desigur, și în anul viitor. Potrivit președintelui PSD, Marcel Ciolacu, impactul bugetar al măsurilor economice și sociale pe care coaliția de guvernare le va prezenta este de aproximativ 3,5 miliarde de euro, dintre care 1,8 miliarde de euro sunt fonduri europene. Ciolacu spune că nu e nicio problemă privind deficitul bugetar, iar că de aceste măsuri va beneficia jumătate din populația României. Bun, deci, doamnelor, domnilor, observăm care sunt măsurile pe care guvernanții le-au stabilit pentru a ajuta populația greu încercată în această perioadă. Însă, domnule Dobrițoiu, eu observ ceva foarte important. Îi vedem pe cei trei lideri, stând unul lângă celălalt, vorbind despre măsurile concrete pe care le-au decis împreună și se întâmplă asta la fix câteva zile după ce Florin Câțu nu mai e președinte PNL. Deci, practic, vedem primul lucru bun, putem spune, după plecarea lui Florin Câțu? Se pare că s-a instaurat așa un climat de pace, de cooperare și un climat de înțelegere între liderii celor trei partide din coaliție. E adevărat, Câțu era mai agitat din fire pentru că îi sufla cineva în ceafă. Pierduse și funcția de premier înainte și în momentul în care nu mai distribuia resursele, inclusiv autoritatea lui în partid, cât o fi fost ea de la începutul, de la alegerea sa până la momentul respectiv, s-a mai subțiat. Eu, referitor la măsuri, la tema care i-a adus împreună, nu pot decât să o salut, pentru că nevoile sunt reale, sunt uriașe, unele nevoi în plus, deci împovărarea populației, se datorează și altor cauze, nu neapărat de nuanță economică. Mă refer la politicile tip cartel, au sărit prețurile la carburanți și constatăm cu uimire că au sărit într-un mod halucinant prețurile la produse de bază, la papa, la legume, la fructe, la... Bun. Eu, sincer să fiu, aștept ca toată lumea de altfel, pentru că toată lumea are așteptări mari în această perioadă unde suntem presați de o criză de securitate în Est, pericolul unei instabilități sau crize economice în apus. Eu sper să găsească soluții tot între cei trei, înainte de a ajunge în Parlament cu un proiect de lege pentru a stăvili acest gen de atitudini de piață, care n-au nimic comun nici cu piața, nici cu economia de piață. Adică să adopte, în esență, directivele anticartel ale Uniunii Europene. Poate să vândă și cu 300%, însă vor trebuie să taxați în asemenea măsură încât să se abțină de la astfel de politici. Pe oamenii aceștia nu interesează nimic. Pe guvernanți, da. Ei vor veni la vot, partidele politice. Dar pe samsari și pe băieții care s-au unit, au format carteluri, nu interesează decât bănuțul. Îndauna populației. Nu interesează cum trăiesc românii. Ei trebuie să găsească soluții. Trebuie să găsească soluții și prima soluție... Și aș mai spune un lucru. Și ar trebui să fie, în opinia mea, pentru că startul este bun, adică este încurajator, așa-l văd, preocuparea este reală. Să aibă niște discuții serioase și ample, profunde, la Bruxelles vis-a-vis de acel PNRR. Păi, domne, dacă piața alimentară va intra în suferință datorită incapacității Ucrainei și Rusiei de a livra produse, mi se pare că gaura e de vreo 30%. Da. Păi ăsta este cel mai bun motiv, nu să renegociez, să revizuiesc PNRR-ul în ceea ce privește capitolul agricultură și să cer bani pentru a încerca să umplem acel gol. Mai și odată ales creat un precedent, îmi acopăr și alte nevoi din PNRR. Asta mai ales în contextul în care în actualul PNRR nu s-a prea pus accent pe agricultură și pe această categorie. Radu exact. Herjeu, proiectul Sprijin pentru România va ajuta așadar cetățenii cu creșteri salariale, tichete și vouchere pentru toate categoriile vulnerabile. Începând cu 1 mai.
cel mai devreme. Cum vezi acest lucru? Deci, practic, vedem ceva concret. Crezi că va ajuta populația suficient încât să... N-am mai vorbit despre asta. Exact. Atunci când măsurile erau încă în stadiu de proiect. Astfel de decizii trebuie urmate, cred eu, de altele care să privească rezolvarea sursa de finanțare, corect, situației și nu acordarea de paliative. Problema în România nu este punctuală. Vai, au crescut prețurile săptămâna asta. Nu. Problema în România este cronică. Prețurile cresc absolut aberant spre profitul unor companii și băieți deștepți care, iată, nu mai sunt doar în energie acum, sunt și la ulei, sunt și la benzină, sunt și la unt, sunt și la tot ce vreți. Aceste adausuri comerciale de foarte... Vreau să vă spun, am fost câteva zile de curând în Italia. Și într-o zonă în Catania, o zonă, mă rog, nu e la fel de bogată ca Lombardia. Dar nici. Și sigur că am intrat să cumpăr ceva și am intrat la un magazin care există și în România. Un lanț de supermarketuri care există și în România. Aproape toate prețurile pe care le cunoșteam eu de aici și la care m-am uitat acolo erau mai mici. În condițiile în care, totuși, salariul minim sau mediu în Italia e nițel mai mare decât în România. Și n-am înțeles și n-a reușit nimeni să-mi explice cum reușesc, totuși, italienii, fie că sunt ele autorități, fie că sunt organisme de reglementare, habar n-am, cum reușesc acolo, sau e vorba pur și simplu de responsabilitatea celor care menegeriază astfel de supermarketuri acolo. Pentru că nu-mi explică această diferență. Și la ei a crescut energia, pentru că asta e o problemă pe plan mondial, și la ei este inflație, pentru că, iarăși, nu este un lucru doar în România. Prin urmare, te-ai aștepta ca și la ei să profite companiile pentru a-și umple buzunarele. Totuși, acolo nu se întâmplă și scriind lucrul ăsta pe Facebook, am avut reacții de la români care trăiesc în Spania, care trăiesc în Marea Britanie, unde se știe că, în general, în Marea Britanie prețurile erau mai mari decât media europeană. Pentru că, în sfârșit, istoric. Și îmi spuneau la fel, apropo de același supermarket, care există și în Spania și există și în Marea Britanie, și acolo prețurile în acel supermarket sunt mai mici decât în România. Revenind, deci problema este cum oprești ca peste 6 luni, peste un an, când se vor fi terminat banii ăștia de vouchere, de măriri de prețuri, de măriri de salarii și mai departe, ce faci? Cu ce acoperi gaura lăsată în bugetul românului de astfel de politici absolut anormale și care n-au legătură cu economia de piață, au legătură cu capitalismul sălbatic. Și în toate țările unde acest capitalism sălbatic a fost ținut în frâu, asta s-a întâmplat datorită autorităților, nu datorită oamenilor de rând. Că oamenii de rând n-au atâtea. Ei, săracii, ar zice, ok, nu mai cumpăr de aici, mă duc dincolo, unde e mai ieftin. Ce să vezi, nu mai e mai ieftin. Da. Deci, astea spuneam și data trecută, lucrurile astea nu vor dura foarte mult. Peste un an, aceiași români care astăzi au nevoie de astfel de sprijin, vor avea nevoie de altul. Cine îl mai dă? Și vreau să mai spun un lucru. Eu chiar îmi doresc și sper ca acest guvern să aibă pregătite deja măsurile astfel încât să nu resimțim tot noi, toată populația, aceste ajutoare pe care le dă în acest moment. Pentru că toate astea se plătesc de undeva. Adică nu vin din cer. Nu există o mină de diamante. Nu s-a descoperit încă în Carpați o mină de diamante de unde acest guvern ia și dă la populație. Deci tot noi vom plăti și dacă în foarte scurt timp producția nu va crește iarăși, PIB-ul nu va crește iarăși, risipa nu va fi redusă, corupția nu va fi iarăși ținută în frâu, mă tem că peste un an nu numai că nu vor mai exista ajutoare, și ne vom trezi toți că trebuie să le plătim pe astea pe care le dăm acum. Bun, sper să te fii auzit, care sunt la putere în acest moment. Doamnelor, domnilor, se vor majora și sumele alocate pentru copiii care se află în grija statului. Acest lucru a fost anunțat de către ministrul familiei, Gabriela Firea, în cadrul ultimei vizite făcute copiilor români și ucraineni din Centrul Social al Asociației Pro Vita.
Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, le-a făcut o vizită copiilor care se află într-un centru social din comuna Posești. Aceasta s-a dus pentru a anunța în premieră că au fost luate noi decizii pentru ajutarea sufletelor care se află în îngrijirea statului. S-au luat câteva decizii foarte importante pentru acești copii, de care trebuie să avem cu toții grijă ca societate. Și fiecare cetățean român are și această datorie morală să-i sprijine pe acești copii lăsați în grija statului să treacă mai ușor peste situația pe care o au. Ministrul a oferit și vești bune care să bucure copiii români, pe cei care ajung din țara vecină aflată acum în plin război, dar și persoanele care au grijă de aceștia. În premieră, după mai bine de 20 de ani, putem anunța dublarea alocației pentru hrană, de asemenea creșterea de la 28 la 150 de lei a cheltuielor personale pentru acești copii, de asemenea majorarea cu o sumă consistentă a bugetelor pentru rechizite, pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și alte cheltuieli. În sistemul de protecție specială sunt aproximativ 47.000 de copii, printre care și copii cu dizabilități. Cu toții vor avea parte de acest nou pachet de sprijin, care prevede un buget de 86 de milioane de lei. Așadar, doamnelor, domnilor, e o veste bună, o veste care va fi resimțită de cei peste 47.000 de copii aflați în grija statului. Suntem țara care are cei mai mulți copii instituționalizați, deci cea mai importantă măsură, după 20 de ani putem anunța dublarea alocației pentru hrană, de asemenea creșterea de la 28 la 150 de lei a cheltuielilor personale pentru acești copii, de asemenea majorarea cu suma consistentă a bugetelor pentru rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte cheltuieli. Deci o veste foarte bună. Cum o vedeți, domnule Dobrițoiu? Este salutară, pentru că, vedeți dumneavoastră, noi românii avem un dar așa de a ne împrăștia energia pe foarte multe priorități. Din cauza asta, nu suntem capabili aproape să terminăm ceva serios. Gabi Firea a înțeles și este, fiind un om deștept și având experiență executivă, că nu pot fi mai mult de trei priorități. Școală, spital și drum. Iar prin școală înțeleg inclusiv orice formă de ajutorarea copiilor, sub orice formă. Acolo ei sunt viitorul acestei nații. Dacă nu investim în școală și spital, în educație și sănătate, atunci în ce investim? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă în același zământ sunt copii care au fugit de groaza războiului, cu atât mai oportună era această intervenție acum și nu mai târziu. Îmi cer scuze. Da, deci e o veste extrem de importantă, spun eu, Radu Herjeu, având în vedere că cei din casele de copii, copiii care nu au părinții aproape, se lovesc în primul rând de lipsa unei familii, de lipsa mamei și a tatălui, dar prin această măsură, practic, vor avea, pe de o parte, mâncarea pe care o au și ceilalți copii, vor avea și haine, deci se alocă așadar bani mai mulți pentru rechizite și așa mai departe. Însă un alt proiect extrem de important luat de Ministrul Familiei, extinderea acelui program FIV, pe care l-a început la Primăria Capitalei, acum va fi extins la nivel național. O măsură, pe de o parte, contestată de către cei care au contestat-o pe doamna Gabriela Firea și iată că acum o laudă această măsură. Bun. N-aș vrea să mă pronunț asupra programului de care ai pomenit tu, pentru că el este destul de punctual. Dar vreau să mă refer la imagine, la ce am văzut, la știrea inițială, la creșterea alocației pentru de hrană și cheltuieli personale pentru copii care sunt... Eu nu știam că mai sunt încă aproape 50.000 de copii în grija statului. Deci chiar n-am crezut lucrul ăsta. Dar nu mai sunt în orfelinate, nu mai sunt în centre de plasament. Din fericire, dar tot în grija statului. Da. Statul este cel care, prin asistenții maternali, prin se ocupă de ei. Sau finanțează creșterea lor.
Deci e foarte importantă această creștere. Dar vreau să reamintesc aici și creșterea alocației de hrană pentru bolnavi în spitale, da, care a fost extrem de importantă. Pentru că era absolut rușinos. Era absolut rușinoasă suma de 11 lei pe zi și am văzut câteva exemple de meniu, cu ghilimele de rigoare, pentru că ăla nu putea să fie numit așa, de meniu într-unul dintre spitalele bucureștene. Mă întreb cum o fi în spitalele din țară. Deci, aceste două măsuri erau extrem și sunt extrem de importante și aici chiar e foarte bine și nu există niciun fel de dubiu că e foarte bine că s-au luat. În privința copiilor, acești copii, cum spuneai, n-au o familie care să aibă grijă și care să jupă de la gură ca să le mai cumpere o pereche de tenis sau să le mai cumpere o carte. Și atunci, din start, din păcate, ei pleacă cu un dezavantaj în viață. Acest dezavantaj sau împotriva acestui dezavantaj, statul trebuie să lupte. În acest moment poate să lupte așa, crescând alocația de hrană ca ei să fie mai bine hrăniți, să fie mai sănătoși și crescând cheltuielile care înseamnă, da, cărți, poate mers la un film, poate mers la un teatru, poate mers la un muzeu, poate mers la pur și simplu într-o excursie cu ceilalți copii. Deci este extrem de important. Eu vreau să spun lucruri și nu o să convină unora. Totuși, cred că la un moment dat n-ar strica și niște educație sexuală în școli. Da. Ca să nu mai vorbim peste câțiva ani de alți 50.000 de copii abandonați. Pe care ministrul familiei a susținut-o. A susținut-o, da. În Parlament atunci când a fost audiată. Deci cred că e momentul să lăsăm la o parte discuțiile colaterale și ideile preconcepute și să ne gândim foarte serios la un astfel de program care are ca menire diminuarea numărului viitoarelor abandonuri de prunci de către femei care nu sunt chemate să fie mame. Și nu mai spun de faptul că România este țara cu cele mai multe mame minore, dar aș vrea să vorbim despre vestea bună din domeniul agricol. Salariul fermierilor va fi majorat la 3.000 de lei. Parlamentul a aprobat această mărire, dar și stabilirea unui minim de 22 de lei pe zi pentru hrana din spitale, despre care ne vorbea Radu. Măsuri care fac parte din pachetul Sprijin pentru România. Fermierii vor beneficia de o mărire de salariu. Este decizia Guvernului României, hotărâre care va fi aprobată săptămâna viitoare în Parlament. Salariu minim în agricultură și industrie alimentară, 3.000 de lei brut, similar celui din sectorul construcțiilor, va fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament. Fermierii care procesează produse agricole în țară vor beneficia de o primă de 10% din valoarea produselor procesate, începând cu data de 1 iunie. Totodată, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care vizează cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice. Acesta se va actualiza anual în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 de lei pe ziua de spitalizare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea privind reforma în domeniul sănătății. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că prin acest proiect România are toate șansele să devină unul dintre principalii importatori în Europa. Avem în față oportunități imense. Putem deveni rezervorul de alimente al Europei. Putem deveni principalul port la Marea Neagră. Putem deveni o destinație pentru investițiile străine care fug din calea războiului. Și putem deveni un lider regional în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. Noile măsuri vin în contextul inflației ridicate și efectelor provocate de pandemia de COVID-19, dar și a războiului din Ucraina. Pe de altă parte, noi contracte cu fabrici de armament urmează să fie semnate. Ministrul Economiei a declarat că sunt asigurate comenzile pentru câteva luni. Florin Spătaru susține că în acest moment nu sunt semnate contracte care să asigure vânzările pe întregul an, însă există posibilitatea semnării acestora. Cele două fabrici din Cugir și uzina mecanică, dar și fabrica de arme, produc pentru piața civilă americană arme semiautomate destinate pentru vânzători, dar și pentru tirul sportiv. Iar pe segmentul militar se produc AKM-uri, produse care fac obiectul contractelor externe. Așadar, o altă veste bună, domnule Dobrițoiu, vor fi semnate noi contracte pentru fabricile de armament, cu fabricile de armament. Asta înseamnă că vor exista în continuare aceste fabrici.
Eu, nu e o veste rea. Sectorul, industria de apărare a României a fost în suferință de foarte multe decenii. Dar mai mult, această suferință acută de comenzi a generat uriașe probleme cu forța de muncă, pentru că oameni pricepuți au plecat, au fost orașe monoindustriale care, prin încetarea, prin punerea lacătului pe poarta fabricii, au generat, au avut un impact social la nivel local rău. E, mă rog, cum spuneam, e bine că ne-am trezit, este bine că sunt comenzi, ar fi foarte bine dacă statul ar reuși să plaseze comenzi dimensionate la nevoile de pregătire reală ale armatei și rezervei operative a armatei României, având în vedere proximitatea crizei războiului din, de la Est. Consumurile sunt foarte mari pentru pregătirea acestei rezerve. Și nu numai. Deci, salutar. E salutar efortul. Sper ca și celelalte ramuri industriale care sunt în suferință în cadrul industriei de apărare să renască, primească comenzi pentru produse competitive și nu din acelea care le-ați arătat dumneavoastră acum, că sunt istorie. Și mai mult, să echipamentele care le achiziționăm de pe piața occidentală, ar fi bine să, ar fi bine să li se asigure mentenanța prin grupuri sau echipe specializate sau din România, din aceste centrale industriale. În felul ăsta cresc odată competența forței de muncă pentru a dezvolta ceva în viitor. Dacă nu, lucrurile nu vor sta bine. Pentru că noi avem, și cu asta vreau să închei, o mentalitate, mentalitatea omului sărac. Noi cumpărăm produse cu contract inițial de mentenanță de 2 ani de zile. Și apoi vine produse ale căror cicluri de viață sunt de 30 de ani. Și apoi, în momentul în care trebuie să te apuci serios de mentenanța produsului, te trezești cu niște contracte de nu mai știi de unde să le acoperi. Că exact am gluma aia, sper să rămână totuși o glumă, cu unii care și-au luat Ferrari și i-au stat la bloc într-o garsonieră. Că trebuie să pui benzină, trebuie să-i... mentenanță și așa mai departe. Pe de altă parte, Polonia se pregătește de impactul economic al valului de refugiați. Experții din acest domeniu se așteaptă ca situația economică din țara să se degradeze și inflația, desigur, să crească. Peste 2 milioane de refugiați au ajuns până acum în Polonia. 1,5 dintre aceștia ar urma să rămână în țară, ceea ce înseamnă că populația va crește cu 4%. De când a început războiul în Ucraina, guvernul polonez a alocat aproximativ 1,6 miliarde de euro sub formă de ajutor direct sau indirect. Polonia ar putea primi 1,4 miliarde de euro de la Uniunea Europeană ca susținere, însă guvernul naționalist se plânge că o mare parte din fonduri nu sunt noi. Inflația va fi totuși o problemă, spun economiștii. Aceasta ar putea urca până la 15%, iar creșterea prețurilor va avea un impact negativ și asupra investițiilor din sectorul privat. În plus, valul de refugiați sporește nevoia de locuințe. Directorul Institutului Economic Polonez a declarat că se așteaptă la o creștere a prețurilor locuințelor și chiriilor. Având în vedere scumpirea rapidă a creditului, mai puțini oameni vor fi eligibili pentru credite ipotecare, iar băncile vor simți presiuni suplimentare. Ca soluții la impactul economic cauzat de război, guvernul polonez a relaxat politica fiscală. Și în tot acest timp, președintele Ucrainei a permis pentru prima dată de la începutul războiului unei echipe de filmare să coboare în fortăreața sa, locul de unde comandă întreaga operațiune. Echipa americană, CBS și jurnaliștii săi au reușit să realizeze un interviu amplu cu președintele Zelensky. Bun, Radu Herjeu, am observat aceste imagini. Se spune că nu există lumină, dar eu totuși am văzut acolo lumină undeva. Dar dincolo de asta au trecut 50 de zile de la începutul acestui război. Cum vezi situația? Deci președintele Zelensky... Să vorbim totuși despre război, nu despre acest
filmuleț de prezentare. Iată unde stau eu în buncăr. Pentru că pentru mine astfel de imagini contrastează absolut puternic cu tragedia adevărată din Ucraina și cu toți civilii morți, asasinați cu sânge rece. Deci genul ăsta de ghid turistic prin muzeu numit Buncărul Președintelui Ucrainean, încă o dată mi se pare că chiar nu și are loc un moment în care s-au dat eventual unul după altul să urmeze acum imagini cu morții de la Buca sau de da, Bucea. Da, Bucea. Deci în sfârșit, în ultimele zile e o oarecare acalmie. Așa cel puțin am resimțit-o eu de la știri. Oarecare acalmie ruptă doar de informații despre noi gropi comune sau noi dovezi ale unor atrocități produse de armata rusă. În privința conflictului, repet, se pare că se așteaptă ceva. Ori se așteaptă ca nou șef al trupelor rusești să-și intre într-adevăr în pâine și să, pentru că bănuiesc că are și el nevoie de un timp, nu, pentru a analiza situația și pentru a veni cu o viziune nouă, fie se așteaptă, nu știu, să se vadă dacă... Eu cred că războiul este departe de a se sfârși. Aceasta aparentă acalmie nu reprezintă decât un timp în care ei își deplasează forțele din nord-est către zona de est și sud-est. Situația este dramatică acolo, chiar dacă sunt lupte cu... Și astăzi au fost bombardamente foarte intense în Donețk. Drama umanitară este dincolo de orice fel de închipuință. Este o aberație. Cu alte cuvinte, războiul nu ar trebui să mai fie o realitate a secolului 21. Și sperăm să se încheie cât mai rapid. Toată lumea speră. Vă mulțumesc tare mult, domnule Corneliu Dobrițoiu, fost ministru al apărării naționale și general în rezervă, de asemenea și ție, Radu Herjeu, jurnalist, analist politic, invitat permanent la Retrospectiva Săptămânii. Domnilor, domnilor, o nouă săptămână se încheie, o nouă ediție se încheie. Eu sunt Rafael Obarga, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare. Să ne găsim sănătoși. Numai bine!